numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Lumea întreagă răsună vestea bucuriei. Un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă și domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este sfetnic minunat, Dumnezeu cu noi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Țile voastre, părinți, concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și iubite familii, iubiți credincioși, după ce în noapte am cântat gloria împreună cu îngerii, după ce l-am întâlnit pe Iisus în Ieșlia din Betleem, astăzi continuăm cu mare, mare însuflețire să celebrăm acest mister al mântuirii, misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu, misterul lui Hristos, Dumnezeu făcut om. Astă noapte, Sfântul Părinte Papa Francisc a făcut un gest care a impresionat și impresionează mai departe lumea. Pe lângă pruncul pe care l-a așezat în Iesle, a așezat și Cartea Sfântă, Sfânta Scriptură, Biblia, repetând și cuvântul lui Dumnezeu, s-a făcut trup, cuvântul care a venit pe pământ să se întrupeze, cuvântul Sfintei Scripturii. Însuși Iisus, făcut trup. Același lucru îl facem și noi astăzi. Lângă Iisus, pruncul, este Cartea Sfintei Scripturi deschisă. Pentru a ști că Cel care a venit la noi este însuși Dumnezeu, ce ne-a vorbit și ne vorbește. Ne bucurăm să-i aducem astăzi laudă. Și mai ales să-i mulțumim în celebrarea jertfei Sfintei Liturghiei, că El a venit să sfințească și să consacre familia. Nu numai familia din Nazaret sau de la Betleem, ci toate familiile pe care Dumnezeu le-a întemeiat și familiile noastre. A venit pe pământ în familie viața. Însuși Dumnezeu, ca pe pământ să continue această viață darul Lui. Vom asculta cu bucurie lecturile sfinte, Sfânta Predică. Ne vom ruga și îl vom preamări pe Dumnezeu cântând cu bucurie glorie, îngenunchind atunci când vom proclama crezul nostru în fața lui Iisus care s-a întrupat. Și acum ne cerem iertare pentru păcatele noastre ca să putem celebra cu vrednicie marea sărbătoare a nașterii Domnului, jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ales de om. Dumnezeule, care în mod minunat l-ai creat pe om după chipul tău și ne-ai reînnoit și răscumpărat în mod și mai minunat, dă-ne, te rugăm, harul să putem împărtăși viața divină a Fiului tău, care astăzi a voit să-și asume firea noastră omenească. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Citire din cartea profetului Isaia. Cât sunt de plăcute pe munți picioarele celui care aduce vestea cea bună, care anunță pacea, care vestește binele, care anunță mântuirea zicând Sionului: Dumnezeul tău domnește. Un glas. Străgerii tăi înalță împreună cu un strigăt de bucurie, pentru că văd cu ochii că Domnul se întoarce în Sion. Tresăltați, strigați de bucurie, ruine ale Ierusalimului, pentru că Domnul mângâie poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul și-a descoperit brațul său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor, căci au văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Cuvântul Domnului. A văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Au văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Cântați-i Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate, dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Au văzut toate marginile pământului
făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalm și tresăletați de bucurie. Cântați-i Domnului imnuri cu harpa, cu harpa și în cântării de psalmi, sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului Regele nostru. Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin Fiul. Citire din scrisoarea către evrei. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate, prin care a făcut și veacurile. Acesta, fiind strălucirea gloriei și chipul ființei sale și ținând totul prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit purificarea păcatelor, s-a așezat la dreapta maiestății, în ceruri, devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât al lor. De fapt, căruia dintre îngeri i-a spus vreodată: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi lui Tată și el îmi va fi fiu. Dar din nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune: și să-l adore toți îngerii lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Ne-a strălucit o zi sfântă, veniți neamuri și adorați-L pe Domnul, astăzi a coborât pe pământ o lumină mare.
Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre el și a strigat: acesta era cel despre care v-am spus, cel care vine după mine a ajuns înaintea mea pentru că era mai înainte de mine. Într-adevăr, noi toți am primit din plinătatea Lui, har după har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Fiul care este spre pieptul Tatălui, El l-a revelat. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus și Maria. Preasfințite cucernici părinți, iubiți credincioși, este Crăciunul. S-a născut Iisus și astăzi, la fel ca azi noapte, suntem chemați să ne ducem cu mintea, acum mai bine de 2000 de ani, spre Betleem.
pentru a înțelege mai mult și mai bine ce s-a întâmplat acolo. Suntem chemați astăzi să ne gândim la Iisus, care s-a născut într-o iesle. Să ne gândim la păstorii care au primit vestea de la înger: nu vă temeți, căci vă duc astăzi o veste de mare bucurie. În cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. Suntem invitați să ne gândim la magi care au venit din depărtare. Să ne gândim la Iosif și Maria, care l-au înconjurat pe pruncul Iisus. Astăzi se împlinesc profețiile, căci am auzit în a doua lectură cum autorul scrisorii către evrei ne spune că după ce în trecut, în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu a vorbit prin profeți, în timpurile din urmă ne-a vorbit prin Fiul Său care a venit la noi. Și dacă era acea profeție din Vechiul Testament, din prima lectură, din profetul Isaia, că vor vedea toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, astăzi am putut să cântăm că au văzut marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. S-a născut Iisus. Așteptarea de veacuri s-a împlinit. Și întrebarea la care trebuie să găsim un răspuns astăzi: cum ar trebui oare să procedăm să trăim cu adevărat Crăciunul? Este suficient să privim, așa cum spuneam, la persoanele care l-au înconjurat pe Iisus la Betleem și să vedem cum au făcut ei de a trăi cu adevărat Crăciunul? S-au oprit și au cultivat viața spirituală. Maria a fost aleasă să-L aducă în lume pe Iisus Hristos, dar ea era plină de cuvânt. În cântarea pe care o spune mergând în vizită la Elisabeta: sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Într-o cântare scurtă, specialiștii ne spun că sunt deja 10 sau 12 trimiteri la Vechiul Testament, la Sfintele Scripturi, înainte ca cuvântul să ia trup în Maria. Maria era pregătită, era plină de cuvânt. Iosif s-a oprit și a cultivat și el viața spirituală. În tăcere a înțeles ce vrea Dumnezeu de la el. A descifrat glasul lui Dumnezeu prin îngerul care i-a apărut în somn. Gândiți-vă apoi la păstori. Ei erau în câmp și ei s-au oprit și ei își cultivau viața spirituală. Cerul era aproape de ei și le-a fost ușor în noaptea aceea să descifreze glasul îngerului, să înțeleagă că ce aud acum nu este zgomotul pe care îl fac oile sau câinii. Nu, era altceva. Păstorii s-au oprit. Cineva se întreba în zilele acestea, meditând la ceea ce s-a întâmplat la Betleem: oare dacă păstorii ar fi fost într-un mall ca să alerge după promoții, să vadă dacă au cumpărat toată lista, dacă mai au ceva de pus în coș, dacă mai e ceva care se dă gratis, ar mai fi perceput ei glasul îngerului? Sau continuă aceeași persoană: dacă păstorii ar fi avut căștile în urechi și ar fi ascultat Vali Vigelie sau Florin Salam, ar mai fi perceput ei glasul îngerului? Păstorii s-au oprit
și au cultivat viața spirituală. Gândiți-vă apoi la magi. Ei cercetau stelele. Erau atenți ce se întâmplă pe cer. Și într-o zi au văzut o stea neobișnuită. Și și-au zis, trebuie să vedem ce-i cu steaua aceasta. Erau și ei aproape de cerul lui Dumnezeu. Vedeți, câteodată sau de foarte multe ori, spiritul rămâne în urmă. Când în Statele Unite s-au făcut primele linii ferate, inginerii de acolo au vrut să le arate indienilor cum este să mergi cu trenul, că nu le-au fost luate pământurile degeaba, ci a venit civilizația peste ei. Și-au urcat în tren câteva căpeteni și le-au dus cu trenul la stație, au coborât și ca la comandă căpeteniile toate s-au așezat jos. Și ceilalți au rămas mirați. Cum? S-au apropiat de ei și i-au întrebat, ei, cum a fost prima călătorie cu trenul? Și una dintre căpetenii a zis, prea repede, fantastic de repede. Trebuie să ne așezăm, să așteptăm, să așteptăm să vină și Spiritul. Am luat-o înainte. A rămas sufletul în urmă. Noi am luat-o prea repede. Cum ar trebui oare să procedăm la acest Crăciun? Este să ne oprim, să ne cultivăm viața spirituală. În zbaterea noastră pentru a avea o sărbătoare mai frumoasă, am luat-o înainte. Cred că a rămas spiritul în urmă. Sufletul e în urmă. Ne-am cumpărat și brad și cadouri. Avem grijă ca astăzi la masa de prânz să ne vină prietenii. Unii ne-am spovedit în grabă, alții n-am făcut-o deloc. Am mers prea repede, a rămas sufletul în urmă. Sărbătoarea aceasta ne cheamă în primul rând să ne oprim. Cine s-a născut? Pe cine sărbătorim noi? Să ne hrănim sufletul, să-l aducem după noi. Ne-am dus prea înainte cu trupul. Avem o masă mai bogată. Unii înțeleg prin Crăciun mers la biserică și apoi mai au un program să mai vină la Paști. Și cred că e de ajuns. Nu, sufletul rămâne în urmă. Sărbătoarea aceasta ne cheamă să-l cultivăm, să procedăm ca păstorii, ca Maria, ca Iosif, ca magii, să ne mai uităm și spre cer, că de acolo Dumnezeu ne vorbește. Să ne hrănim sufletul cu alte cuvinte, că a rămas tare flământ. Ce-ar fi, oare ce-ar fi ca astăzi, în ziua lui Iisus, să deschidem Evanghelia și să citim cu ochii noștri cum s-au întâmplat lucrurile odinioară? Ce-ar fi? Oare ce-ar fi ca astăzi să găsim ceva timp și să ne rugăm mai mult ca în celelalte zile? E ziua lui Iisus, nu e ziua noastră, nici a prietenilor. Și dacă e ziua Lui, ar trebui să dedicăm mai mult timp Lui? Ce-ar fi ca astăzi, după ce plecăm de la biserică, să păstrăm în gândul și în inima noastră cuvintele pe care le-am auzit la Evanghelie sau ceea ce am auzit aici? Ce-ar fi ca astăzi să ne îndreptăm pașii spre unul care este în necaz, spre unul mai sărac decât noi,
să-i spunem o vorbă bună, să-L încurajăm. N-ar fi oare cu adevărat Crăciunul? Cu siguranță că ar fi. Cum ar trebui să procedăm la acest Crăciun ca să-L trăim cu adevărat? Să ne oprim în primul rând, să ne hrănim sufletul, viața spirituală care a rămas în urmă. Dar apoi, dacă ne uităm mai atenți la păstori, la magi, ei n-au rămas pe loc. S-au dus și au cercetat ce s-a întâmplat de acolo, la Iesla Betleemului. Cine este pruncul? Vă amintiți probabil că la un moment dat Irod le spune magilor: mergeți și cercetați cu deamănuntul. Și apoi veniți și spuneți-mi și mie ce ați descoperit, ce ați găsit. Ei așa au făcut. Au cercetat cu deamănuntul. Crăciunul înseamnă să te întrebi: cine s-a născut la Betleem? Cine este pruncul acela? Ce vrea El de la noi? Ce vrea de la viața mea? Cum dorește El să-mi trăiesc viața? Ce dorește El de la oameni? A cerceta cu deamănuntul despre prunc, despre Cel ce s-a născut la Betleem. E ziua lui Iisus, e Crăciunul. În vechiul Imperiu Persan, se povestește că într-o zi un împărat și-a zis: oare cum trăiesc supușii mei? Ar trebui să mă duc și să văd. Și s-a îmbrăcat în haine sărăcăcioase, s-a dus la periferia cetății, a bătut la casa unui om și a cerut găzduire. Omul era sărac, dar a împărțit cu acest cerșetor, care nu era altul decât regele, puținul pe care îl avea. A stat de vorbă cu el o săptămână, au povestit și după o săptămână regele a plecat. S-a întors după puțin timp cu alai, a bătut la aceeași ușă și când a văzut regele, omul s-a plecat în fața lui. Era regele. Mă cunoști? I-a zis regele. Da, ești regele. Uite-te mai atent la mine. Vocea am mai auzit-o. Eu sunt care am stat în casa ta o săptămână. Am stat de vorbă cu tine și am împărțit puținul pe care l-aveai. Azi am venit să te răsplătesc. Cerem orice dorești și îți voi da. Și omul a zis: ce aș putea să cer eu, maestate? Eu am fost bucuros că ați venit la mine și astăzi, când descoper că sunteți maestatea voastră, regele meu, sunt onorat. E o cinste că ați stat cu mine o săptămână și ați împărțit puținul pe care îl aveam. Nu vă cer nimic. Eu vă mulțumesc că ați venit la mine. Iubiți credincioși, e Crăciunul. A venit Domnul la noi. E o cinste. E o onoare că vine să locuiască cu noi, să împartă lucrurile pe care le avem cu noi, să stea de vorbă, să ne atingă, să ne înțeleagă. E o onoare pentru noi. Vedeți, în Evanghelie și Ioan Apostolul se oprește.
își hrănește propriul suflet și apoi îl hrănește și pe al nostru. La început, ascultați cuvinte extraordinare, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El face legătura, Ioan, cu Cartea Genezei. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Este ca și cum ne-ar spune, Crăciunul e un nou început, e o nouă creație. Și apoi Ioan se interesează cine este cel care s-a născut, care s-a făcut trup și a locuit între noi. Cine? Și el dă răspunsul. E viață, e lumină, e cuvânt, e înțelepciune. E cel care ne-a dus har peste har, care ne-a dus harul și adevărul. El este. A venit Iisus la noi. E o cinste și o onoare că a coborât între noi, că a luat haina noastră, că s-a îmbrăcat ca noi. Azi îi spunem mulțumesc. Dar cel mai bun mod de a-i mulțumi este să ne oprim, să ne hrănim sufletul și să ne întrebăm, dându-ne răspuns, cine e El? Ce vrea de la mine? Cum vrea să-mi trăiesc viața? Și să fac așa. Când noi vă spunem astăzi Crăciun fericit, asta vrem să vă spunem, că va fi fericit dacă vă veți hrăni sufletul, vă veți opri și dacă veți da răspuns la întrebarea cine-i El pentru mine, cine-i Cel care s-a născut în Eslea Betleemului. Așa să fie. Lăudat să fie Iisus și Maria. Medităm la cuvintele sfinte, la anunțul Îngerului, la cuvintele pe care le-a spus Părintele Cornel, acum împreună, apropiindu-ne de Cel care a venit la noi, să ne mărturisim împreună convingerea și credința, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut. Ai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede,
care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Fraților prea iubiți, în această zi sfântă, să-L invocăm cu încredere pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut om între oameni, ca să aducă pe pământ pacea și dragostea sa dumnezeiască. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, binevoiește ai da pace și unire bisericii tale sfinte. Te rugăm, ascultă-ne. Binevoiește ai împăca pe toți oamenii cu Tatăl Ceresc prin nașterea ta sfântă. Binevoiește a spori lumina credinței și a aprinde focul iubirii în sufletele noastre. Binevoiește a le dărui tuturor copiilor ocrotirea și dragostea de care au nevoie, ca să poată crește în înțelepciune și în har. Binevoiește ai mângâia pe cei mâhniți, ai vindeca pe cei bolnavi, ai elibera pe cei închiși și ai întoarce pe cei rătăciți la calea adevărului și a binelui. Binevoiește ale dărui răposaților noștri bucuria sfintei tale nașteri. Dumnezeule Părinte Atotputernic, de ne te rugăm harul ca îndurarea și pacea să locuiască între noi în adevăr și în iubire, prin venirea în lumea Fiului Tău născut, Domnul nostru Iisus Hristos, căruia să-i fie cinste și mărire în toți vecii vecilor. Amin. Oh,
Rugați-vă, fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să fie bine primită, Doamne, ofranda pe care ți-o aducem în această zi de sărbătoare, căci din ea izvorăște împăcarea noastră de plină cu Tine și prin ea îți putem aduce închinarea desăvârșită prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu prin misterul întrupării cuvântului ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii Tale, pentru că în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără înc.
tine așadar, preamilostive Părinte, cu umilință te rugăm și cerem, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, să binevoiești a primi și a binecuvânta aceste daruri, aceste prinosuri, aceste sfinte jertfe nepătate, pe care ți le oferim mai întâi pentru Biserica ta Sfântă Catolică. Binevoiești ai dărui pacea, a opăzi și a unii și cârmui pe întregul pământ, împreună cu slujitorul tău, Papa nostru Francisc, nevrednicul tău slujitor, cu episcopul nostru auxiliar Aurel, cu toți ceilalți episcopi și cu toți aceia care mărturisesc dreapta credință catolică și apostolică. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorii și slujitoarele tale și de toți cei de față a căror credință și evlavie sunt cunoscute, pentru care îți oferim sau care îți oferă această jertfă de laudă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru toți ai lor, pentru răscumpărarea sufletelor, spre nădejdea mântuirii și ocrotirii lor și înalță rugăciunile lor către tine, Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat. În unire cu întreaga biserică, în timp ce sărbătorim ziua preasfântă, în care Preacurata Fecioară Maria l-a născut lumii pe Mântuitorul, amintim și cinstim înainte de toate pe această slăvită pururea Fecioară Maria, născătoarea Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, precum și pe Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, pe toți sfinții tăi apostoli și martiri, Petru și Paul, Andrei și pe toți sfinții tăi, prin meritele și rugăciunile lor, dăruiește-ne în toate împrejurările ocrotirea și ajutorul Tău. Te rugăm așadar, Doamne, să primești cu bunăvoință jertfa supunerii în slujirii noastre și a întregii Tale familii. Rânduiește în pace zilele noastre, mântuiește-ne de o sândă veșnică și primește-ne rândul aleșilor Tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să binevoiești a face această jertfă în toate binecuvântată, ție sfințită, bine primită și plăcută ție, ca ea să devină pentru noi trupul și sângele prea iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în ajunul pătimirii, a luat pâinea și în sfintele și prea cinstitele sale mâini, și ridicând ochii spre cer către tine, Dumnezeule, Tatăl său atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine lungi acest prețios potir în sfintele și preacinstitele sale mâini, și din nou mulțumindu-ți la binecuvântat și la dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Și, Doamne, noi, slujitorii Tăi și poporul Tău sfânt, celebrând fericita pătimire, precum și învierea din morți și glorioasa înălțare la ceruri a Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, oferim Maiestății Tale preaslăvite din darurile Tale o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice,
Binevoiește a privi asupra lor cu față blând, senină și blândă și a le primi pe cum ai primit darurile dreptului tău, slujitor Abel, jertfa patriarhului nostru Abraham, și ceea ce ți-a oferit marele tău preot Melchisedec, jertfă sfântă prin os nepătat. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic, să poruncești ca jertfa aceasta să fie adusă prin mâinile Sfântului Tău Înger pe altarul Tău Ceresc, în fața Maiestății Tale Dumnezești, pentru ca noi toți, care vom primi de pe acest altar prea Sfântul Trup și Sânge al Fiului Tău, să ne umplem de toată binecuvântarea cerească și de tot harul. Amintește-ți, Doamne, și de slujitorii și slujitoarele Tale, care au mers înaintea noastră cu semnul credinței și dorm somnul păcii. Te rugăm, Doamne, să binevoiești ale da lor și tuturor celor care se odihnesc în Hristos un loc de răcorire, de lumină și de pace. De asemenea și pe noi, păcătoșii, slujitorii Tăi, care nădăjduim în mulțimea îndurărilor Tale, binevoiește a ne uni cu Sfinții Tăi apostoli și martiri, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba și cu toți Sfinții Tăi. Te rugăm să ne primești alături de ei, nu pentru vrednicia noastră, ci din belșugul milei Tale. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu, Doamne, pururea, creezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și ne le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Este porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu să ne oferim un semn al păcii.
Iată milul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Dar spune numai un
Ne rugăm! Dumnezeule milostiv, te rugăm, dăruiește-ne harul ca Mântuitorul Lumii care s-a născut astăzi și ne-a renăscut pentru viața dumnezeiască să ne facă părtași ai nemuririi sale. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Zile voastre, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. Sfânta sărbătoare a nașterii Domnului ne-a umplut și ne umple inima de bucurie. Și ne întrebăm mereu cine a venit la noi. Și de ce a venit? Și de ce a venit într-o familie? Și ce vrea de la noi? În scrisoarea noastră pastorală pentru sărbătoarea Crăciunului, am gândit că este bine să adresăm mesajul nostru către familiile noastre. La sfârșitul celor 3 ani, dedicați acestui dar al lui Dumnezeu, acestui sacrament, familia și căsătoria. Ne-am bucurat să trăim acești 3 ani și ne bucurăm acum să trăim acest mister viu, unde Iisus a binevoit să vină în casa din Nazaret, în familia lui Iosif și a Mariei. Într-o familie sfântă, familie care s-a asociat la planul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, pentru pacea și fericirea omului. Și am spus, Crăciunul este cu adevărat sărbătoarea familiilor. De aceea am îndemnat și îndemnăm pe toți încă o dată astăzi, cu adevărat, să privească spre acest sanctuar de la Betleem și Nazaret, ca să vadă cum trebuie să fie acea locuință a iubirii pe pământ, familia. Unde vin copiii darului Dumnezeu și binecuvântarea cea mai mare pentru pământ, fără de care nu ar fi pe pământ lume, oameni, cei care să-L preamărească pe Dumnezeu și să facă pământul acesta să fie fericit, binecuvântat, copiii. Sărbătoarea Misterului Crăciunului reprezintă pentru toți creștinii și pentru toate familiile momentul celei mai mari bucurii și a celei mai binecuvântate speranțe. Că Cel care a venit pe pământ într-o familie, dintr-o fecioară și mamă și s-a făcut om, revarsă și astăzi adevărata lumină peste întreaga omenire, ca să descopere și să redescopere că viitorul societății, al prosperității și al bucuriei adevărate depinde de rolul și misiunea familiei, prin care oamenii ajung la Dumnezeu și Dumnezeu ajunge la ei. Iar căsătoria creștină este calea bisericii și calea mântuirii oamenilor. Felicitând încă o dată toate familiile diecezii noastre, le adresăm tuturor chemarea Bisericii a fericitului Papa Ioan Paul al II-lea și chemarea noastră, familiei. Fiți ceea ce sunteți și transmiteți tuturor bucuria și speranța Evangheliei și a lui Hristos, ca împreună să cântăm mărire în cer lui Dumnezeu și pe pământ, pace oamenilor de bunăvoință. Tuturor le-am transmis și o facem și aici, în catedrala noastră,
împreună cu Preasfințitul Aurel și cu toți cei care ne înconjoară, tuturor le-am spus și le spunem sărbători fericite, Crăciun binecuvântat în suflete și în casă. O spunem, dragi și iubiți credincioși, la Iași, într-un chip deosebit, în marea noastră familie, în cea din tâi parochie a diecezei. O spunem dumneavoastră ca să o transmiteți tuturor. De familii depinde viitorul omenirii, viitorul bisericii, viitorul și fericirea oamenilor. Aceea trăim cu bucurie între misterele mari ale Crăciunului și misterul familiei. În acest sens se îndreptăm spre părinții noștri de aici, din Iași, sigur, de la catedrală, de la parochie, într-un chip deosebit astăzi și celor de la seminar, reprezentați aici de Părintele Vicerector. Îndreptăm către toți preoții care lucrează în Iași și în întreaga dieceză un gând de prețuire, pentru că ei știu să iubească familiile și să-i ajute pe toți să fie cu adevărat părinți buni și să formeze sanctuare cât mai multe pe pământ. Le mulțumim tuturor preoților noștri și persoanelor consacrate care au oferit și oferă atâta timp din viața lor pentru copii, pentru familii, pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi. Îmi mulțumim dumneavoastră tuturor, dragi familii prezente aici, pentru chemarea pe care o împliniți și pentru participarea astăzi la această sfântă sărbătoare. Mulțumim corului care ne-a cântat și sigur că ne cheamă mereu să cântăm acele daruri ale lui Dumnezeu care ni le îndreaptă spre noi. Am participat la începutul, înainte de Sfânta Liturghie, la acel cor minunat pe care îl reprezintă copiii comunității noastre din Iași, îngerașii. Un cântec care răsună, pentru că răsună din familie și se întoarce în familie. La fel fac și cei din corul mare și corul tinerilor și le mulțumim tuturor. Le mulțumim de asemenea celor care se îngrijesc de biserica noastră aici, catedrala noastră, ca să fie frumoasă la sărbători. Să răspundem și prin acest act la iubirea lui Dumnezeu cu flori și împodobită așa de minunat surorilor noastre. Și vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați susținut și susțineți familia seminarului nostru, unde se pregătesc viitorii preoți, prin colectele pe care le faceți, într-un chip deosebit și colecta de astăzi. Aceste sentimente, gândindu-ne la episcopul nostru, Anton Durcovici, care a ajuns să fie recunoscut drept martir al bisericii noastre, nu uităm cuvintele sale. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. Fericiți vom fi noi dacă nu vom uita că Domnul este cu noi, că El este Domnul nostru, că Iisus a venit în mijlocul nostru. Fericit poporul care nu uită tot din învățătura episcopului nostru, Anton Durcovici, de Preacurată Fecioară Maria, mama lui Iisus și mama noastră. Ne rugăm ca într-adevăr anul care îl vom începe îndată să fie un an binecuvântat pentru dieceza noastră și pentru familiile noastre și pentru întreaga noastră biserică locală și întreaga biserică din România, ca El să fie aici declarat public, fericit,
martiri al bisericii noastre. Vă mulțumim pentru participare și pentru lauda adusă lui Dumnezeu. Noaptea Sfântă, acum la această sfântă celebrare și în aceste zile de sărbătoare, sărbătoarea lui Iisus în mijlocul nostru. Tuturora Crăciun fericit și la mulți ani! Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea sa nemărginită a alungat întunericul din lume prin întruparea Fiului Său și prin nașterea sa glorioasă, a umplut de lumină această zi preasfântă, să alunge de la noi întunericul păcatelor și să reverse asupra inimilor noastre lumina virtuților. Hristos Mântuitorul, care a voit ca marea bucurie a nașterii sale să fie vestită păstorilor de către un înger, să umple cugetele voastre cu bucuria sa și să vă facă vestitori a Evangheliei sale. El care prin întruparea sa a împăcat cerul cu pământul, să vă dorească din belșugul arul bunei voințe și al păcii sale și să vă ducă la... să vă facă părtași ai bisericii din ceruri. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace.